Mai multe apeluri la donare de sânge au fost lansate în ultima vreme, în condițiile în care un singur donator poate salva 3 vieți. La Buzău, numărul donatorilor s-a înjumătățit față de anul trecut, iar într-o zi bună, abia dacă trec pragul centrului de transfuzii, 30 de persoane. Situația este îngrijorătoare, mai ales că nevoia de sânge este din ce în ce mai mare. Impresionați de cazurile oamenilor bolnavi, dar motivați de importanța gestului nobil, mai mulți motocicliști buzoieni au venit marți dimineață să doneze sânge. După ce au completat un chestionar medical, motocicliștii au fost consultați medical, li s-au făcut analize, apoi au trecut la donarea de sânge. Cei mai mulți dintre ei au făcut pentru prima dată acest gest nobil, însă au lansat promisiunea că vor face un obicei din donarea de sânge. Este o campanie de donare de sânge organizată de toate cluburile moto din țară. Deci se desfășoară în toată țara campania asta și ne-am aliniat și noi, motocicliștii din Buzău, la chestia asta. Practic ați fost motivați de gestul acesta nobil, vă gândiți că s-a văzut? Da, da. Băi, și asta o să și facem, că sângele se duce către cineva, către, mai exact, o fetiță de 6 ani cu leucemie internată la Fundeni, care are nevoie de sânge neapărat. Este prima dată când donați? Da, e prima dată. Acum o să faceți un obicei din asta? Da, la 3 luni. Dorința de a ajuta niște oameni care au nevoie de sânge, având în vedere deficitul din spitale și necesarul extrem de crescut. Ai mai donat până acum? Da, am mai donat de 2 ori la București. Ai convins și colegii? Sunt. Da, i-am convins, dar sunt cam fricoși. Trebuie să recunosc că motocicliști fricoși. E important să donezi, da. Pentru tine sau pentru alții? Nu, pentru tot. E prima dată? Da, pentru mine, da. O să mai vin? Da. E ok. The group with motociclists. We speak about în grupul this, de motocicliști am vorbit despre asta și am zis sigur că pot face asta. Se poate întâmpla chiar și cu mine. Pot avea un accident și să am nevoie de sânge și dacă nimeni nu donează, voi rămâne acolo. Păi este o campanie națională de donare și am zis să venim să donăm sânge pentru persoanele cu nevoie. Știu că e mare nevoie de sânge. Cine te-a convins? Nu, a trebuit să mă convingă cineva, a fost doar, ne-am vorbit între prieteni și ne-am organizat să venim. Este prima dată când donai sânge? Da, prima dată. O să mai faci asta? Da, de ce nu? Că am înțeles că o să mă simt mai bine după ce schimbă în sângele. Organizare din clubul nostru, moto. Aveți un caz anume pentru care donați? Ulterior, am aflat că pentru o fetiță bolnavă, sincer, nu știu, m-am înțeles că are 9 ani. Este prima dată când donezi? Da, prima dată și sunt puțin cam fricos. Crezi că o să mai donez după experiență? Cu siguranță, clar. Început a fost greu, normal. Motocicliștii buzoieni nu sunt la prima campanie umanitară. Ei au făcut un obicei din a ajuta familiile nevoiașe. Dovadă că și cutichetele de masă primite astăzi, în schimbul donării de sânge, vor fi cumpărate alimente ce vor fi dăruite unor copii sau bătrâni.